mulțumesc că v-ați gândit să veți de sărbătorile pascale în județul Maramureș. Pentru noi este în Maramureșeni, dintr-un grupul USL din județul Maramureș, care a câștigat tot ce se poate câștiga mai important în ultimii 20 de ani. E chiar o onoare și bucuria că sunteți aici și posibil să vedeți Maramureșul și părțile bune și părțile care astăzi pe noi ne mulțumesc și nu vreau să vorbesc că suntem în săptămâna patimilor de alege. O să le spunem noi când o să fim dumneavoastră. Dar am vrut să vedeți partea Maramureșului care este, trăiește prin picioarele lui și bogățiile care se numesc culturale și cele care sunt practic și ne dau brandul nostru. Posibil că o să vă deranjăm în ideea noastră de regionalizare, să vă spunem cât de important suntem. Dar până atunci, îi las pe colegii, pe nu colegii. Partenerul principal de această companie. Am vrut să vizitez această companie astăzi de 1 mai, ca să dăm un semnal că Uniunea Social Liberală apreciază și susține munca. Și preocuparea noastră este să-i convingem pe toți oamenii că numai prin muncă putem să ieșim din sărăcia care ne aflăm în acest moment. Și că trebuie să combatem lenea, păția, corupția. În același timp trebuie să-i apreciem și să-i susținem pe toți oamenii care investesc în muncă. Pentru că până la urmă această companie pe care am vizitat-o și care e cea mai mare, n-am știut, din România în producția de scaune, și sper că și din zona. Din sud-estul Europei. Din sud-estul Europei. Mă bine că se facă Bulgaria așa ceva. Este făcută cu pasiune. Domnul director chiar îmi povestea că mine s-a venit aici în 68, la un an după ce l-am născut eu. Deci 45 de ani din viață dedicați unei profesii. 1550 la unul, da. Care lucrează aici. 1550 de familii care sunt fericite. Peste 150 de companii pe industria orizontală, care livrează produse finite sau orice fel de produs necesar acestei companii. Un brand pentru România și pentru zona noastră. Eu sunt consternat că în județul din care eu provin, președintele Consiliului Județean, cu echipă tot așa de oameni tineri ca dumneavoastră, de ispravă, au reușit să aducă aproape 480 de milioane de euro pe drumurile județene și în investiții în apă și canal și nu pot să înțeleg de ce aici nu s-a reușit acest lucru. E o zonă tradițională cu un potențial turistic extraordinar care ar putea să genereze resurse financiare suficiente pentru probabil că una dintre dramele pe care le trăim noi și care le-am avut în ultimii ani este că nimeni n-a avut să spună câți bani produce un județ și cât se duc la București. Să vedem dacă echilibrul ăsta în balanță între cât produce un județ pentru bugetul de stat și cât se întoarce, este un echilibru corect. De aceea și ideea noastră de a construi regiunile. Tocmai în ideea în care o parte din resursele financiare să se redistribuie zona dumneavoastră. Este și dificil pentru că epicentrul părții de nord a Transilvaniei este Clujul și acolo s-a dus cei mai mulți bani. Câteodată s-au investit de 20 de ori mai mult de la bugetul de stat decât a produs Clujul pentru bugetul de stat. Da? Eu am speranța că Clujul va reuși când va veni regionalizarea să vadă această zonă cu respect și cu apreciere și să înțeleagă că investiția în infrastructura de aici este importantă. Ceea ce pot să vă spun este că împreună cu colegii mei, care nu sunt puțini deputați, majoritatea dintre care colegul nostru, domnul Șimon, ne-a convins să rămânem astăzi aici, să putem să facem un lobby suficient de puternic în cadrul financiar 2014-2020, investiția în infrastructura noastră să fie mult mai consistentă. Este păcat să putem pierde o zonă atât de importantă a României, care poate genera locuri de muncă. Pe de altă parte, am venit și cu liderul grupului parlamentar PSD ca să dăm un semnal clar. Că, deși noi suntem amândoi sudiști, nordul României are nevoie de investiții extraordinare. Aici este o parte din istoria și tradiția noastră.